Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video cu DMC5, oameni buni. Ultima dată când ne-am trăit, bine, ne-am mișcat puțin cu vii și am bătut niște bossuleți destul de nebunatici. Bine, al doilea boss a fost cea mai ok, primul nu prea a mers cine știe ce, dar văd că acum ne întoarcem cu Nero. Aoleu, ce Dumnezeu se petrece asta, așa că trebuie să ne facem customizările pe aici și să le rezolvăm. Și am văzut că iarăși ați mai întrebat unul dintre voi dacă o să refac și DMC Devil May Cry. Din păcate, nu... Nu o să mă ocup și de acea versiune de DMC, chiar nu mă interesează atât de tare încât să vreau să îl rejucăm. Așa că din păcate seria de Devil May Cry se va opri aici. Well, oh. She ain't dead. Got a pretty smoking body though. Mhm. Not that I was barely even noticed. You know, you should go do your thing. I got this. Yeah, dacă tu zici. Olu. What the hell? Oh, he kissed, yeah. He's too big to leave alone. Better take care of it. Stay alert. Yeah. Cum mă pândește? Și că e cucubau. Gilgamesh. Asta știu că era un boss fight a Yuri, rău de tot. Că trebuie să-i sar pe bubița aia acolo și alte nebunii de genul ăsta. Oh. Mă, zic că e ceva Pacific Rim. Ah, dar nu că trebuie să-i rupem și picioarele. După aia facem toată nebunia. Hai bă, că m-a dat aiurea. Mă, dar de ce mă arunc așa ciudat? Oh, merge. Aaaa, soft spot-ul ăla. Uscam bulangiu. O, oh, dar nici nu mai poți să dai damage. Hai așa, mai dăm un ăsta de picior. Oh? Ce face, mă? Unde pleacă? Ok, stai așa că nu mai... Oh, mai are câteva picioare. Mai are câteva bube pe care trebuie să le rezolvăm, pardon, nu picioare. Da. Unde mai sunt? Oh, wow. Apreciez. Ai făcut viața mai ușoară. Dar acum văd că e bula... Oh, stai că știu ce înseamnă asta. Am păcălit puțin sistemul. Oh, never mind, n-am mai păcălit niciun sistem. Bro, dar să-i dăm damage în 7 secole. Chiar n-avem ce să le facem picioarele ăstra? Oh, în sfârșit pică. Bro, mă simt blocat aici. Oh, n-am vrut să dau aia. Nu! No!
Ah, mi-a spart ăla. Păi, o să mă văd pe mine ce-am jucat mai devreme? Oleu. Ah, asta ce se petrecea mai devreme în, în joc. What are you doing down there? You didn't think you did that all by yourself, did ya? Sau? You know, I bet you taste like chicken. Oh, you ungrateful son. I'll leave this piece to you. I must press on. Ce sassy e, bă. Well, guess it's just you and me, cockroach. Prea pare a fi un gândac, adică pare a fi o creatură dubioasă, nu știu ce chiar gândac. Oh, what the fuck? Ah, nu știam că... De grab ăsta e ceva. Oh, n-am vrut asta. Oh, firar. Ok, cumva reușesc să mă lansez, dar în același timp nu știu cum reușesc asta. Hai că nu mai duce mult de acum, gata, mai dă-l în parapeți. Nope. Nu! Brother! Huh. Amă că tot reușim să ne urcăm pe el. Ai urit, bă? Ai urit, monstru? Ce s-a despicat el așa? Are ceas pe mână acum, văd. În cauza că e time breaker sau cum s-o fi chemând. Yo, ladies away. Got any questions for? Better make it fast. All right. Hey, wait. We could use that. Pick it up. Not that one, the other one. Chiar mă și gândeam, conservă? This one? Next to it. Come on, Nico, this one? Sure. E că voia altceva. Sincer. Au rank S? Miram așa, la cât de groaznic am jucat, își zice lejer că am făcut mai slab de atât. Oh, cred că i-a cerut și bucata aia la altă. Nu mai degrabă îl ia cu totul și aia e. Ia zi-mi cine zice lady. So what happened to him and Trish? They end up like you? She was captured. I remember that. Bine mai arată un femeie asta așa. În grafica de damage 5. You can't travel through here in a car. Yeah, we know. We're just waiting on you. There's only one way up that tree. Hang on. I'll get ready. I'm glad to see you look so well. You too, I guess. I found these. If they're of any use to you, they're yours. Wow, I can make something truly awesome out of these. Shocker. Can we trust him? Your guess is as good as mine. He might be useful, though. Enough talking. Get some rest. You need it. Parcă aici te pune să alegi. Sincer, n-am chiar să-mi joc cu Vic câtuși de puțin, așa că să îi dăm grav cu niște Nero.
Oh? Yo! Lady, wake up! It's time to get to work. I was just told to get some rest. Oh, you were just told to get some rest? Well, we need to make a path. So start digging. Mm. Come on! Get up, get up, get up! Damn. Got something to wear that's good for digging? Damn. Asta da fan service. Okay, dăm cu Nero să zbârnie pe aici treaba. Au, trebuie să mai cumpărăm niște mănuși de astea. Sunt prost rău de tot cu mănuțele. Fapt, stai, ce mai avem de cumpărat pe aici? Oh, EX Provocation. Da, avem cum să rezolvăm pe astea. Au, Charge Shot. Da, te rog. Și Devil Bringer n-avem, Devil Breaker este doar spații. Da bine, dă-l încoace, nu e ca și cum chiar e o problemă acum dacă luăm. O, mai avem un slot. Și costă mai mult, evident, Devil Breaker. Okay. Dă mai multe de-astea. O, nu mai am bani. Alo, ok, rămânem cu ce avem. Ok, suntem pe sărăchie. Suntem pe sărăchie, mare rău tot, dar ne descurcăm. Fie ce-o fi, ne descurcăm. Connect into network, auleu. Că mai bagă cu alți nebunatici de ăștia. Dacă îmi face drum aici. Sau nu îmi face drum aici. Well, well, well. Ia auză și pe ăsta l-alt. Creatură nouă. Riot. Păi nu s-a ocupat vidă cealaltă chestie, nu? Nu ne dă. Bă, n-ai fi tăiat și tură de 5 lei, a trăit Sarnemo, bă. Bă-s demonii. Au demon, dar nu-i văd. Aoleu. Mamă, încă unul. Stai că tot uit că dacă vreau să cobor trebuie să dau altfel să pic direct pe inamic. Gata, mă. Absolut scârboasă creatură. Nu mi-a plăcut deloc de ea. A, știi care e faza? Cred că nu i-a dat vreo înregistrare de-a mea pe aici, pe nivelul ăsta, pentru că eu nu m-am jucat pe nivelul ăsta cu V. Cred că de-aia. Da, cred că asta era treaba. A, iure. Ok, stai că... Oh, e exit-ul aici, dar mai avem un drum sus. Ce drept, nici nivele secrete nu prea am mai găsit. Dar nici m-am uitat după ele. Am zis că nu vreau să stau după ele să le facem. Dar pe aici trebuie să fie prietenul nostru. Nou. Sau nu nou. Sampusele. Oh, e summonerul de ampuse. Da, așa că trebuie să ocupăm de The Mon Frere. Mers mai repede decât credeam.
Chiar am mers mult mai repede decât credeam. Also, nivelul ăsta nu prea avem muzică. Avem așa de asta de tensiune, nu știu de ce. Oh, de acum vin băieți. Iar am de asta. Ce-ai mă că le-am dat toate combinațiile de pe lumea asta, de-am rupt. Nu au avut săraci nicio treabă. Erau complet distruși instant. Nici nu așteptam să iasă niște rădăcini pe aici, dar asta e aproape la fel de interesant. Oh? Aoleu. Am și uitat că au fost și perci de astea care te electrocutau. Al naibii ce perci. Păi și cred să găsim rădăcinile astea să putem progresa și noi mai departe, nu? Așa pare. Dar din păcate nicio urmă de rădăcină de aia turbată sau ceva, nu? A, ba da, exact ce am spus. Îmi retrag vorbele. Uite și rădăcina ciudată. Bun, și acum putem progresa prin metroul ăsta. Ca să fie treaba mai ușoară. Oare mi-l arată pe vie acolo? A, uită-l! Ce se distrează el acolo? Asta e, aia e misiunea, genul se bate unde era și în primul trailer când o arăta jocul, că era nebunie, era tare de tot. Oh, stai că iarăși o prostie de-asta. Ok, nu cred că voiam să dau cu timebreaker-ul, dar... Încerc să mai dau niște raving, dar nu-mi iese. A, gata, unu, mi-au ieșit niște raving-uri de alea. Dar parcă nu mai iese combinația de S așa cum făceam până acum. Da, nu prea au vrut să ne mai iasă combinații de S pe aici. O să așa un pic în bătaie de joc. Bun, unde mă duc pe aici? A, nu dăm să ne vedem cu vie acolo jos. A, păi l-aș fi plecat deja, mă, nu mai e ce să mai vezi. Stai că e distracție pe metrou ăsta. Sincer, partea asta cu metrou nu-i prea în topurile mele de nivele. E de MC5, adică ce urmează e mult mai mișto după ce trecem de toată secvența asta. Clar, trebuie să vină și băieții pentru mine, că nu doar vii să distreze, nu? Ah, oh, Liliacus. Eu tot uit că am și Devil Trigger-ul ăsta totuși, că da, dacă tot termin jocul. Bine, practic el n-ar trebui să existe aici.
Vai, nu cred. Oleu, stai că vin de-astea din pământ. Oh, ce înseamnă atacul la momentul potrivit. Mamă, că ne-ai prins câte o combinație la unda asta așa. Mamă, stai că-mi plecase și camera la cât de puternic a fost. Bine, așa că a rezolvat asta. Tentaculul ăla chiar nu stătea pe creieri. Mamă, ce peri i-am dat. Ce peri masivi i-am dat. Nu mai știa stracul nimic de el. N-am știut ce stau aici. Aoleu. E că... Nu vreau să mă bat pe o secvență de asta așa că e groaznică. Zic că e și un spawner aici. Doi chiar. Ba joc de mine. Ha. Putem face trebușoarele și cu niște devil trigger de astea tradiționale. Doamne, ce mă enervează ăștia cu prostile lor de foarfece. Aoleu, dar am crezut că mi-a consumat mâna. Crezut că mi-a consumat mâna când am dat cu combo-ul ăla, dar nu. Doamne, dacă nu erau ăștia, viața era mai frumoasă. Hai că mai vine un val aici. Trebuie să mai vine ceva aici, e prea mare locul să nu vine nimic. Ok, chiar nu vine nimic. Băi, atât de nașpa uneori când ai senzația că trebuie să vină un inamic mare și ghișe, nu vine. Te lasă așa, blue bold. Chiar atât de aiurea. Bun, hai să vedem dacă mai departe o să avem boss fight în zona asta sau sal. Deși pare că suntem la rădăcina unui d-asta. Aba, nu mai avem mult până la rădăcină. E departe. Dar parcă avem ceva pe aici. Aba, da, mă, avem. Arată legit ca drum de boss fight, nu știu cum să vă zic. E teatru ăla nebun, gata, mă, medic aminte. E tare rău de tot scena asta. Nu e chiar boss fight, dar e pe aproape. Noroc că suntem cu prietenul aici. Ai
mă, îngerii, Proto Angelo. Din DMC 4, mai mult sau mai puțin. Bine, e o combinație între ăia și cei din și Neo Angelo din DMC 1. Getting the band back together, huh? What evil lurks? I must destroy. Afectează. Oh, da, lupta asta la vale. Ce drifting își fac băieții. Ce încăpățânat e ăsta cu damage-ul. Oh, îi face aproape aceeași schemă ca în DMC 4. Ce wrestling nebun îi dă. Stai că l-avem pe ăsta mare. Charge attack-ul ăsta nu face mare brânză. Oleu. O, ce nu vrea ăsta, mă, să să moară. Hai să încărcăm chestia asta. O luăm mai mult de atâta. Am băgat niște gloanțe de alea supra încărcate. Normal că nu mai avea nicio treabă. Ia la stremul prostiile tale. Băga că nu ne-a dat de stuit, dar asta mai dea câțiva. A, uite mă, mai unul, eu prost. Ha mă, că a scos niște S-uri frumoase pe aici, i-am dat bine. Au. Took us long enough to get here. What? Tired already? I just remembered something. This town was attacked once before. Is that so? I was here. I can still see it. In fact, I was playing right here. Ah, stai când erau ei mici. That was the house. Casa lui Dante. This is where we part ways. You go ahead. You're gonna miss all the fun. No. I must seek out the Devil's Sword Sparta. What? Yeah, I don't think that's such a good idea. Trust me. Tu ne știi tu ce despre sabia aia. You're not the only one who thinks so. But to win this fight,
We're going to need all the help we can get. Not the only one. What the hell aren't you telling me? Știe vii ceva, știe el niște chestii, bă. N-are treabă. Ne ascunde acolo, ne-o continuu zis. Mă, hai că am scos binișor aici, am nenorocit cum trebuie, dacă e să mă întreb. Ia uite ce poză de grup ne-am făcut. Ne-am dus de-a bilinea. Dar, oameni buni, noi suntem prima aici cu acest video din DMC. Aș mai fi făcut încă un episod, încă o misiune, dar știți că durează destul de multe celule de misiuni. Am avut doar, să zicem, semi-ghinionul că a fost boss fight-ul misiunea trecută. Dar e ok, recuperăm dacă e poate în următor video. Așa că nu uitați, dați like, subscribe, share și comment și ne auzim în video următor. Pa, pa!